ghinionul meu câteodată vine în cele mai... Bă, da, de asta cred că se numește ghinion. Bă, dar sunt cele mai proste momente. Nu... Anul trecut, pe vremea asta, nu făceam YouTube și chiar dacă făceam, nu știu dacă aveam toate chestiile astea pe care le-am acum. Dar pe vremea asta, anul trecut, am fost la munte cu niște colegi de muncă. Deci a fost o super mega distracție, a fost ceva super fain, adică grătare, râs, glumit, juca jocuri de societate, o grămadă de chestii. Cine știe cum e și tu la munte, chiar genul ăla de ieșit la munte a fost. Anul ăsta, ieșim iar. Și partea super faină este că de data asta pot să filmez tot. Acum vreau să-mi fac bagajul. Mai am câteva chestii de pus, dar nu ăsta este bagajul pe care mă interesează pe mine acum să vi-l arăt. Ci ăsta cu camera. S-ar putea să am o mică problemă și anume faptul că nu cred că mai încap toate chestiile pe care plănuiam eu să le iau înainte, pe care le luam înainte. Nu știu dacă mai încap în rucsacul ăsta foto. O să trebuiască să le rearanjez. Și hai să facem asta împreună. Dar înainte de asta, mai am niște chestii să vă zic. Pentru că vlogul ăsta e puțin mai special. Ăsta va fi un fel de travel vlog. Adică, bine, nu e ca și cum plec în străinătate sau nu știu unde. Mergem la Bistricioara. Merg cu niște colegi de muncă la o cabană în Bistricioara. Și nu cred că vor fi ceva evenimente speciale. Sau cine știe acum ce poate apărea. Dar ăsta va fi un vlog plin de clipuri cinematice. Nu că nu aș mai fi avut clipuri cinematice în videourile mele până acum, dar... Vai! Vai, cât de mult îmi place să fac asta. Îmi plac birolurile alea atât de mult, alea care arată super bine și partea cea mai faină este că voi lua drona cu mine, voi testa drona, voi face niște clipuri absolut sper. Sper să fie niște clipuri incredibile, dar sunt sigur că voi scoate ceva fain, având în vedere că până acum în toate clipurile mele, cel puțin mie mi-au plăcut și sunt convins că și vouă v-au plăcut, se vede pe numărul ăla de like-uri acolo, nu uitați să dați un like și la clipul ăsta, subscribe și share, contează foarte mult. Revenind, hai să facem o dată bagajul. Ah, și încă o chestie, nu voi mai conduce de data asta așa cum am fost la București de atâtea ori, acum voi fi în spate și sau în fa sper să stau în față. Da, mi-ar plăcea mai mult să stau în față și tot jobul meu va fi să fiu DJ, să fiu copilot cu GPS-ul pe acolo și să fac multe filmări și poze și B-roll și hai să trecem o dată la gadgeturile mele. Ok, și avem așa, pe lângă camera, obiectivul și microfonul care filmează, acum mai avem încă un obiectiv destul de wide, da? Niciodată nu știi ce ai nevoie, bam, îl punem aici. Trepiedul pe care o să-l folosesc cu camera, filtrul ND, da? Dacă ați uitat, filtrul ND funcționează cam așa, da? E practic o pereche de ochelari pentru camera ta, o lumină. Da, știu, tot am luat-o cu mine, nu cred că am apucat să o folosesc vreodată în mod real, dar da, vreau lumina asta mereu să fie cu mine, pentru că niciodată nu știi când ai nevoie să faci o poză chiar, sau vrei să filmezi ceva și ai nevoie de lumină. O să schimb locul trepiedului, o să-l pun în mijloc, pentru că aici o să vină în mijloc, în locul ăsta mare o să vină și camera. Acum, bateria externă, cum am zis și în clipul pentru dronă, bateria asta este dumnezeiască, este absolut genial, pentru că este foarte mare, deci este extraordinar. Cum naiba să stau așa? Dar nu mai sunt în focus, cam așa. Da, stau cu mult, e ok, nu e nicio problemă. Da, aproape că pot să dorm așa. Bateria asta este genială pentru că este foarte mare, 13.000 de miliampere, are două USB-uri, are și... Da. Are și lanternă. Super, super tare, deci asta neapărat vine cu mine. În sfârșit am reușit să mai iau o baterie suplimentară pentru camera, având în vedere că o să fie probabil frig, sunt șanse ca a mea cameră să se descarce foarte rapid. O baterie în plus este oricând binevenită, gata încărcată, gata de treabă.
4 carduri de memorie. Am 3 carduri pentru cameră și una pentru dronă. E de 32 de GB. Ar trebui să fie efectiv de ajuns pentru a filma cu drona. Așa că niciodată nu trebuie să lipsească. Mai mult mă sperii pentru cameră. Sper să am destul spațiu de stocare pentru cameră. DJI Mavic Mini vine cu mine! Controllerul. Și nu în ultimul rând, tableta. De ce iau tableta? Pentru că, habar n-am, poate o să mă plictisesc, poate o să am nevoie, poate o să vreau să mă uit pe YouTube, poate o să vreau să pun niște muzică. Da, care încape perfect aici, perfect. Ăsta e pregătit. Acum este joi seară, chiar ca la București. Acum este joi seară, plecăm vineri dimineață. Numai că acum plecăm și mai devreme, plecăm pe la 9:30. Așa că, de acum ne vedem la drum. Ha! Îmi place, vai, deja repricele astea devin parte din mine. Ne vedem la drum. Și o să fiu acolo, o să filmez, o să mă distrez, foarte mult birol. Dacă se întâmplă chestii, vă țin la curent. O să-mi cunoașteți și colegii. Sper să fie de acord să apară. Eu i-am întrebat, sincer, chiar am întrebat dacă vor să apară pe filmarea asta. Hai să ne întâlnim și cu ei mâine dimineață și să dăm drumul la party. Da! Nu uitați, like, share, subscribe. Ne vedem mâine dimineață. Deci mie nu vine, nu, efectiv, nu pot, nu-mi vine să cred așa ceva, nu, ghinionul meu câteodată vine în cele mai, bă, dar de asta cred că se numește ghinion, bă, dar sunt cele mai proaste momente, nu. E 9 și ceva dimineața, vine dimineața, acum și ar trebui să plecăm la munte, să vină un coleg să mai ia cu mașina să plecăm la munte. Și a zis, a, cât mai aștept, dacă tot aștept, hai să testez puțin drona, să o ridic o leacă, puteți să mă asigur că totul este ok, da? O pornesc. Pornesc controllerul și drona, se conectează. Haideți să vă arăt o chestie. Battery cell error. Ce naiba are? Nu știu. La un moment dat și-a făcut un update. Am primit un firmware update pentru dronă și am căutat pe net și aparent update-ul ăla a stricat bateria. Bateria chipului ar fi stricată, cu toate că ea, controllerul comunică cu drona, îmi zice câtă baterie mai am, drona se aprinde, se deschide. Dar nu merge, îmi dă eroare aici, nu pot decola. Acum, singura mea soluție la care mă gândesc în momentul de față, înainte să o trimit în garanție și sper să o repare în garanție, ar fi să o descarc complet ca să dau un reset bateriei. Să o descarc complet și să o pun iar la încărcat. Ar fi ultima soluție și singura în momentul de față. Dar sunt atât de frustrat. Bă, nu, frustrat e puțin spus, nervos, dezamăgit, frustrat și supărat, toate astea, pentru că atât de mult îmi doream să scot drona asta, să filmez cu ea. Fuck it! Se pare că dragul nostru șofer, Radu, vrea să-mi facă cât mai în ciudă posibil. Tocmai mi-a povestit de un mic platou care arată foarte bine cu stejari erau. Stejari. Cu niște stejari și îți dai seama că în capul meu sunt doar filmări aeriene, doar să văd totul de sus, mă rog, am niște idei în cap, niște SF-uri în momentul de față, doar SF-uri sunt, pentru că nu am cu ce să filmez. Dar hai să vedem, poate măcar reușesc să fac niște poze ca lumea, să fac un alt birou de la sol, cu foarte mult accent la sol. Dar totuși, ce dracu se vede afară. Așa. Dacă n-aș mai lovi microfonul ăsta, țin minte când am făcut filmarea, când am filmat în București și m-am suit în Uber-ul ăla, în Uber, țineam camera super aproape de parbriz și tot făceam microfonul. Ding. De viața mea. Da, hai să vedem ce găsim. Ne abatem vreo 2-3 km de la drum. Nu cred că o să mai fie... Încă mai căutăm stejare, a? Nu mai sunt. Nu cred că mai găsim nicăieri. Adică am fost în locația aia, dar aparent, nu știu, ori s-o fi construit ceva, ori nu mai ținem minte noi exact locația lor. Și unde vor ăștia duși? Da, așa că continuăm drumul. Pare rău, chiar îmi pare rău. De fapt nu pare rău, că mi-ar fi fost ciudă. Dar totuși ar fi vrut să filmez puțin. Cum drona încă e moartă, am găsit o locație super faină în pădure, dar cred că o să trebuiască să mă rezum doar la un birou făcut cu camera. Și niște pauze și revenim după.
Hai să ajungem o dată la Bistricioara, la Cabana Matei. Să vedem exact ce putem face acolo. Ideea e că noi suntem primii, vom fi primii ajuns, suntem trei persoane. De fapt, nu, s-ar putea ca mai să mai ajungă alți doi înaintea noastră. Nu, sau dacă nu, încă nu a plecat? Nu, că acum au trimis poze cu lemnele abia. A, ok, deci o să ajungem primii acolo, sunt trei persoane și faza e că n-avem nimic, n-avem cumpărături. Ok, dacă mai dau de multe ori microfonul de parbriz. N-avem cumpărături la noi. Nimic. O să mergem doar să ne cazăm. Măcar bine că am făcut plata din timp să avem unde sta. Dar partea faină când ne alegem camerele. Da, ne alegem primii camerele. Uhuhu! Da, hai să vedem. Vai, ce bine arată munții ăștia. Ce bine ar fi mers filmat cu drona aia. Am ajuns la cabană și omul ăsta vrea doar să mute mașina 2 metri mai încolo. Ia, hai că sunt curios. Cât departe duce? Atât, bravo. Ești mândru de tine acum? Am făcut o treabă bună. Da, și cum spuneam, am ajuns. O să-i lăsăm pe ei să descarce bagajele, pentru că Alin Zvâncă nu-și descarcă propriile bagaje. Hai, Vnuleac, hai că apar pe YouTube. Uai, do. E timpul de o pauză, nu? Ai obosit după ce ai mutat mașina. Bun. Hai să scoatem bagajele, facem un mic, lung, mic, scurt. Un mic scurt birol cu cum arată. Bă, din nou ce mi-ar fi plăcut să fac asta cu dronă. Dar o să vă arăt cum arată locul ăsta, camera pe care o am și privirea pe care o am de la balcon. Hai! Acum, hai să vă arăt și camera. Mamă, e superbă. Ador genul ăsta de peisaj. Mai știți când am mers la mare și v-am zis că o să vreau să merg și la munte? Da, știu, nu s-a întâmplat de atât de multe ori de pe câte... Ce naiba vreau leacă de lumină? Cam? Oho, ISO 6400. Da, nici într-un caz. Da. Da, voiam să merg la munte. Nu am mers de atât de multe ori pe cât aș fi vrut eu să merg. Da. Măcar acum. Și singura dată când merg anul ăsta la munte și atunci... În dronă. Apropo, uite aici. Încă aștept să descarce bateria complet. Așa. Radu vorbește la telefon, dar nu e nicio problemă. Și am ajuns în cameră. Bun. Lăsăm drona pe masă. Și ieșim pe balcon, pentru că cred că e singura cameră cu balcon asta.
A, bine, înțeles că acum am foarte mult, prea multă lumină. Așa. Deja se poate vedea reflexe. Unde? Aici. Cât de bine arată. Hai, vă arăt și camera. De fapt, camera nu e nimic special. De văzut la camera. Dar hai să vă arăt ce văd eu de aici. Vai, 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 vai. Incredibil. Și acolo e mașina. Am obosit. Este ora 3:20, e abia prima zi. Sunt curios dacă se mai întâmplă niște chestii. Poate, poate printr-o minune și revin. N-are nicio șansă. Nicio șansă și revină drona aia. Na. Ziceți voi, de când ați mai văzut un sistem de ăsta? Na. Hai să vedem, să punem. Asta e improvizația, Radu? Ok. Așa, și primul lucru pe care îl căutăm, Five Gang? Nu, niciun caz. Ziceți o melodie. Nemunia sau? Nu. Volumul 1. Nu mă zici. Dog. Hai, Dance Monkey, da. Hai, că îmi iau disclaimer. De. Ni. Restul încă mai dorm. Suntem doar 5 persoane, 30 de 19. Fără ceva. Nu-i minunat să filmezi dimineața, nu-i minunat că nimeni, nicio femeie nu-i machiată. Ia uite ce spuneam, gluga în cap. De frumoase, da, așa naturale. Dar cel mai frumos este să te trezești, să vezi pe Adi, cum face, ce face Adi? Omletă! Mare omletă! Pentru 2 oameni. Hmm? Pentru 2 oameni. Pentru câte 2 oameni? Pentru 2. Era să fiu a doua oară dezamăgit weekendul. Așa, dar chiar avem și o cafea? Da, uite, Carol e... Cafea mai întâi. Datorită ei, m-am apucat eu de YouTube. Și ești ok și fără pălărie. El a fost și el pe acolo în peisaj, m-a ajutat cumva. Aici avem pe Oana, care a mai apărut în videourile mele. Carmen, mulțumesc pentru susținere, că tot am făcut 600 de abonați. Carol, mulțumesc și ție. Ai și tu aportul tău la calitate. Radu care mă susține. Radu care m-a susținut de la început. Aici cine mai este? Da, nu mă bagă seama, e ok. Domnul Ignat, eu. Simona. Hai și eu fost alături de mine pe tot parcursul ăsta. Aveți ceva de spus pentru 600 de subscriberi? Bă, ați avut vreodată chestia aia că vă doare spatele, dar nu știu, te doare într-un singur punct și parcă nu poți să te miști. Cel puțin pe mine mă doare aici în partea dreaptă la omoplat. Eu îi zic junghi. Am prins un junghi sau ceva, nu știu cum îi ziceți voi, dar e super nasol.
Vă mulțumesc încă o dată, sunteți absolut geniali. Am strâns 600 de... subscriber. Ne-am adunat 600 de oameni pe canalul ăsta, 600 de oameni care îmi sunt alături și fac parte, mă susțin și fac parte din comunitatea asta super mișto pe care am creat-o până acum. De la un moment dat, în toate excursia asta n-am mai apucat să mai vorbesc pentru că această mică mini-depresie pe care am avut-o eu, datorită sau din cauza dronei, m-a afectat un pic cam tare, adică chiar mi-a perit complet cheful, adică vedem o grămadă de peisaje mișto, vedem o grămadă de chestii pe care voiam să le filmez și... deja o dădeam în altceva, adică chiar nu mai aveam chef, nu mi-am mai ticnit la un moment dat. Dar totuși faptul că am atins 600 de subscriber în momentul în care eram chiar acolo la munte, mi-a ridicat moralul. Cred că a fost balansarea de care aveam nevoie ca să nu mă pot să omorez de tot, pentru că le stricam cheful și colegilor mei și chiar nu voiam chestia asta. Ideea este că după ce am făcut filmarea cu colegii mei în momentul în care am atins 600 de subscriber, nu s-au mai întâmplat extraordinar de multe chestii, cel puțin nu notabile, dar seara am făcut un grătar și a fost un grătar absolut genial, când ne-am adunat toți, am dansat, am cântat, asta îmi place extraordinar de mult, când se adună foarte multă lume și toți au vibe-ul ăla foarte fain, mai puțin eu, dar l-am preluat de la ei, ulterior l-am preluat de la ei și... în jurul focului, când afară e super frig, în jurul focului se adună lume și parcă, știi, parcă ești într-o familie așa, parcă totul se leagă în momentul ăla, simți și căldura oamenilor, mai ales că toți oamenii de acolo sunt alături de mine, m-au susținut de la început și mă susțin în continuare și vă mulțumesc încă o dată pe calea asta. E fain, e foarte fain să ai oameni dragi, să ai oameni faini alături de tine. Așadar, cum am zis, în seara aia am făcut un grătar. Hai să-l vedem puțin. A treia zi de când ne aflam acolo, trebuia să facem decazare. Cam stat 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, pe 29, 30 și 1 decembrie. Și trebuia să ne decazăm până în ora 11. Și probabil știți, mai mult ca sigur, că atunci când mergeți la un grătar, la o cabană, mergeți undeva să faceți un party de genul ăsta, rămân foarte multe chestii. O grămadă! Adică rămân în plus, pentru că niciodată, parcă nu știu frate, când faci cumpărături pentru genul ăsta de evenimente, nu știu, parcă vrei să hrănești un sat întreg. Noi am luat să hrănim toată Bistricioara. Și cum au rămas chestii în plus, nu-ți vine să le arunci. Adică totuși ai dat bani pe ele, bine, hai să zicem, îți recuperezi, dar n-are sens, că totuși le-ai cumpărat, n-ai cum să-ți recuperezi banii. Și așa că am organizat o tombolă. Mi se pare cel mai mișto lucru. L-am organizat și acum un an și acum 2 ani când am mai fost. Practic toate chestiile care rămân le treci pe o hârtie, de la 1 până la câte chestii rămân. Nu știu, fie că este o doză de bere, fie că este un șnițel, fie că este un parizer, fie că este un salam, fie că sunt niște măsline, fie că sunt niște broșii, castravețete, că fiecare chestiuță o treci pe listuță, de la 1 și tot crești și faci bilețele cu fiecare număr în parte. La sfârșit, după ce se fac toate bilețele, se face o tură în jurul mesei, se trece castronul cu bilete pe la fiecare și extrage un număr și ceea ce a picat pe numărul ăla se uită pe listă și aia primește și mi se pare o idee super faină. Sau dacă ești puțin ghinionist, să zicem că ție îți pică salam și ești de fapt vegetarian și nu poți să-l mănânci, dar nu e nicio problemă, la sfârșit poți să faci un troc. Adică dacă, nu știu, cuiva i-a picat niște legume, niște roșii, castraveți, el poate să dea ție salamul și tu ți-i dai roșii și castraveți, le faceți schimb pe schimb. Super tare, deci asta mi se pare cea mai tare chestie când mergem noi la munte, să facem tombola asta la sfârșit, pentru că astfel nu se pierde nimic, fiecare câștigă ceva. Eu am câștigat o sticlă de vin, niște doze de bere, un ketchup, un muștar, da, e ok, eu eram bucuros cu vinul și cu berea, perfect. Cea mai mare surpriză în dimineața zilei a treia a fost că a nins și s-a pus mai multă zăpadă. De acum vă las cu restul clipului, eu vă mulțumesc foarte mult, foarte mult, atât vouă celor care vă uitați, cât și colegilor mei care au fost alături de mine. Am atins 600 de subscriber, ne îndreptăm spre 1000 și mai mult și mai mult, să vedem unde putem ajunge, să văd unde pot ajunge cu voi. Așa că eu o să mă fac un mic burrito.
Eu o să mă bag puțin la somnic până vă uitați voi la restul clipului. Bine? Pa! Și ultima dimineață m-am nins. Da. M-am nins foarte, foarte tare. Adică acceptabil. Dar în schimb, risenind. Ia uitați-vă aici. Absolut incredibil.